E sărbătoare în Cecenia după ce liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că a reușit să-și calul, să-și răscumpere calul furat în Cehia cu ajutorul serviciilor speciale ucrainene. Prețul pe care liderul cecen l-a plătit este de 18.000 de dolari. Dispărut încă din luna martie, calul numit Zazu făcea parte din bunurile puse în urmă cu 9 ani sub sancțiunile Uniunii Europene. Vestea că liderul cecen și-a găsit calul a fost făcută publică chiar de acesta pe canalul lui de Telegram. Kadyrov a povestit că pentru a intra în posesia armăsarului a fost abordat de serviciile speciale ucrainene și s-a oferit să fie intermediari. Trupele ucrainene s-au asigurat că vor putea să-i transfere calul pur sânge englez și chiar să elimine sancțiunile sub care se află. Prețul Tit de liderul cecen pentru operațiunea realizată de trupele ucrainene este de aproximativ 18.000 de dolari. Având în vedere valoarea lui reală și pedigriul său excelent, e doar mărunțiș. Așadar, prieteni, dacă trebuie să aduceți ceva din Europa, apelați la serviciile speciale ucrainene. Rapid, profesionist, ieftin și în eludarea sancțiunilor, a declarat liderul cecen. Interesant este că în momentul în care calul lui Ramzan Kadyrov a dispărut, liderul cecen a semnalat pierderea acestuia cu o Oz în care armăsarul nu seamănă cu cel din imaginele publicate de acesta. Ramzan Kadyrov și forțele sale militare sunt cunoscute pentru atacurile realizate în Ucraina, dar și pentru loialitatea pe care i-a declarat-o liderului rus Vladimir Putin.